Multe femei se trezesc după 40 de ani ca un ten obosit, încărcat și cheltuiesc averi pentru remedii care sunt eficiente, de foarte multe ori, dar nemeritat de scumpe. Și asta pentru că în preț o bună parte reprezintă reclama de produs. Ei bine, haideți să redescoperim împreună darurile naturii și să nu mai aruncăm banii pe fereastră. Mai întâi trebuie să știți că tenul trădează starea de spirit a unei femei, arată nivelul de fericire și în ce măsură are încredere în forțele proprii. Cu cât nivelul de victimizare este mai mare sau nevoia de a epata venită în urma dezamăgirilor, cu atât cosmeticele vor fi mai prezente. Deci, primul sfat pentru un ten luminos și proaspăt este recăpătarea încrederii și echilibrului. Strălucirea ochilor va compensa lipsa unui far de obraz greu sau unui fond de ten 100% chimic. Tot ce aveți nevoie este o loțiune tonică pe bază de plante pe care să o aplicați după utilizarea unui demachiant natural menit să înlăture de câteva ori pe zi praful sau sebumul. Recăpătarea elasticității este o operațiune simplă. Este suficient să masați ușor fruntea, obrajii și bălbia cu mișcări circulare pentru îmbunătățirea circulației sanguine și să utilizați o cremă pe bază de gălbenele. Ca să stimulați regenerarea pielii, trebuie să recurgeți la exfoliere ușoară odată la 3-4 zile. Nici pentru asta nu aveți nevoie de produse scumpe. O puteți face cu zaț de cafea sau făină de mălai. Nu veți obține însă efectul scontat dacă nu vă schimbați din obiceiuri. Somnul suficient, renunțarea la dulciuri rafinate și reducerea țigărilor sunt obligatorii pentru a întârzia semnele îmbătrânirii. Dacă ați bifat și asta, treceți la nivelul următor și consumați antioxidanți. În 4 săptămâni urmând aceste sfaturi, vă veți recăpăta tenul de adolescentă. Iar apoi, dacă doriți să retușați sau să accentuați trăsăturile, există 3 reguli de aur. Un rimel bun, un ruj hrănitor care să nu strige după atenție și puțină pudră în zona T. Vă recomandăm cosmeticele organice cu un conținut foarte mare de minerale fără metale grele. Pe termen lung se vor dovedi a avea cel mai bun raport calitate-preț, dar nu uitați, frumusețea tenului vine din interior. Nu uitați 3 argumente de aur. Ieftin, ieftin, ieftin. Argument bonus e pe termen lung. Aceasta a fost pastila de sănătate. Sunt Alexandra Păcuraru și vă aștept în continuare pe pagina noastră de Facebook. Nu uitați să iubiți natura cu voce tare. Ne face bine!